Expres de Banat. Știrile circulă mai repede în Caraș Severin. Suntem mulțumiți de lot, suntem mulțumiți de condiții, să mă înțelegeți bine. Pentru că eu am mai trecut pe la echipă, nu știu, adică să bat cântii 2009-2010, dar știu că plecam în ziua meciului, da. Și plecam pe la, spre Panduri și mare echipă pe acolo, Rovinar, zic bine. Și jucam la 2-3. Ei, acum echipa pleacă pe zi înainte, în Liga 3-a. E mare lucru, domnilor. E mare lucru cantonament, e mare lucru multe aici. Efortul financiar, nu? Da. Și atunci nu văd. Deci, bine, cum am zis, treaba s-a făcut. Pentru că a fost vorba de un punct. Poate, cum am zis, doar de ceva noroc. Vom continua aceeași bucă și sperăm, cum am zis, la sfârșit. Iar dacă nu, cum spune un primar, care e problema? Că nimeni nu-i legat, trebuie să-l plătim cu cap. Mi se pare, mă scuzați, cu perimință și vorbim despre fotbal în contextul ăsta aici, într-o conferință de presă, vorbim despre o echipă de Liga a 3-a, fără să fie. Da? Cu un buget de 10 ori peste alte echipe de Liga a 3-a din campionatul care evoluează. Nu vorbesc de România, vorbesc de Germania. În Liga a 2-a, a 3-a, oamenii se duc, sunt frizeri, bucătari, ospătari, barmani. Se duc, se adună sâmbătă, se duc și joacă un joc, le plătește administrația locală, autocarul, taxele de joc. Să fim serioși. E rușinos ăsta. Trebuie să ne mai întâlnim de aici până la anul când promovăm. Și după aceea spune, Doamne ajută, am promovat să dăm în Liga a 2-a. Începe să ne vadă și pe noi lumea. E furtună într-un bar cu apă. Marius Baci era 90% în curtea CSMR și ței. Marius Baci a fost sunat de pe telefoane anonime și amenințat. Cine să nu vii aici, porcule, nenorocitule, să tăiem picioarele, să luăm capul. Păi de așa ceva am ajuns să facem. Nu să aducem un antrenor că ne-i frică. De cine? De o gașcă de nenorociți? Am ajuns să scriem ProSport că a căzut o faianță de pe soclu regretatului Mircea Chivu. Cum ne-am ajuns noi să scriem de noi ProSport? Chiar așa de vedete suntem noi. Cine are acces la ProSport? Să meargă să vorbească, să comande articole. Am comandat eu un articol să spun că a picat o faianță de pe care l-am de la Dedema, niște mă glăvai și o puneam la loc imediat. Care e cine, de ce? Spate, nu știu, eu nu știu galeria, Bobar, habar n-am, nu știu, nu mă interesează. Dar suntem penibili, suntem ușor penibili. Suntem niște penibili de Liga 3-a. Și trebuie să ne transformăm într-o echipă serioasă de Liga 2-a, cel puțin.